genul programului Pamflet. Astăzi are loc ședința lunară a Consiliului Local Suceava. E ordinară, dar ar putea deveni ieșită din comun. Nu în sensul rău, dar se discută în termeni apocaliptici despre transportul public în comun. Repet, nu în sensul rău, pentru că este vorba nu despre moartea transportului în comun în general, ci despre posibila dispariție a transportului cu maxi-taxi. Și pentru că aici nu facem nici comentariu pe text, nici exerciții de imaginație, definim termenul de transport cu maxi-taxi exact așa cum este el în realitatea suceveană. Haotic, gălăgios, murdar, evazionist. Dat fiind că așa stau lucrurile, sucevenii chiar nu au nevoie de asemenea serviciu, în ciuda faptului că autobuzele societății de transport public local nu acoperă toate traseele. Consilierii locali sunt chemați să voteze o hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate doar către TPL. Dacă va trece acest proiect, TPL va fi singurul operator în domeniu, adică mașinile maxi-taxi private vor dispărea. Totul pentru ca societatea să poată accesa fonduri europene, respectiv 15-20 de milioane de euro pentru cumpărarea 40 de autobuze electrice noi, care să asigure necesarul de transport în oraș. Și teoretic și practic, sucevenii au nevoie de cât mai multe mașini care să acopere traseele, ceea ce înseamnă că se justifică cu vârf și îndesat și activitatea maxi-taximetrelor. Numai că lucrurile trebuie puse în balanță, iar consilierii, în înțelepciunea lor, vor fi nevoiți să analizeze raportul beneficii-pierderi. S-or găsi, mă gândesc, niște economiști în primărie și pe la TPL care să poată evalua ce investiții ar trebui să facă municipalitatea, cât din necesarul de servicii de transport acoperă operatorii de maxi-taxi, dar și cât pierde bugetul prin evaziune. Mi-e teamă că economic nici măcar nu se justifică această colaborare. Cât despre calitatea transportului privat, pe care propun să-l numim generic necivilizat, ca să rămânem conciși, decât așa serviciu, mai bine ne lipsim. E drept că nu trăim cele mai negre vremuri ale transportului cu maxi-taximetre, că situația e mult mai bună decât în urmă cu 15 ani când șoarecii făceau legea în ritm de manea, dar nici ceea ce se întâmplă astăzi nu e în regulă. Majoritatea microbuzelor sunt într-o stare tehnică deplorabilă, majoritatea șoferilor vorbesc la telefon în timpul curselor, majoritatea maxi-taximetriștilor nu dau bilet și încasează cei 2 lei pentru o călătorie la negru. Reglementarea acestui tip de transport și controlul său sunt tot treaba municipalității. În mâna primăriei și a consilierilor e cheia rezolvării acestei chestiuni, indiferent ce decizie vor lua astăzi. De aceea e cazul să o facă responsabil, nu doar ca să mai ridice o mână în semn de vot, numai să vrea. Un punct de vedere. Alina Mihăiescu, sunt cele bune!